zbor deasupra unui cuib de căuci. Randevu despre învăț și dezvăț în dale vieții. Cu căuci Mirel Bran și Cristian Nicolae. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe General. Bine vă regăsim la emisiunea Zbor deasupra unui cuib de căuci. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun o călătorie în lumea căucilor. Am alături de mine un invitat grec cunoscut în lumea largă pentru programele lui de meditație, care au devenit deja o referință mondială, și o invitată româncă, Olga Oltean, fondatoarea școalii One to Coach din București. Pe Caifi l-am întâlnit prima dată la București. Veniți în România cu un program de meditații botezat Die Before You Die, să mori înainte să mori. M-a intrigat tare mult acest titlu și m-am dus. 5 zile, de dimineața până seara, împreună cu alți curioși ca mine, ne-am întâlnit cu acest om care ne-a făcut să înțelegem ceva fundamental. Abia când îți integrezi propria moarte, începi să-ți trăiești adevărata viață. Caifi e grec, mai precis cretan, trăiește în orașul Hania, din vestul acestei insule fabuloase, dar în cea mai mare parte a timpului se află pe o altă insulă grecească, Lesbos, unde s-a pus pe picioare un centru de meditații Osho Afros, centrat pe meditațiile concepute de misticul indian Osho. Olga Oltean, fondatoarea școlii de coaching One to Coach de la București, este alături de noi în studioul RFI. Jumătate din an stă la centrul Osho Afros din Lesbos, unde administrează numeroasele cursuri și întâmplări care se petrec acolo. Mă bucur să avem în studioul nostru și pe Caifi și pe Olga. Caifi este anglofon, motiv pentru care vom vorbi în limba engleză. Caifi, Olga, welcome to Radio France International. Caifi, Olga, bine ați venit la Radio France International. Mă bucur mult să vă văd pe amândoi astăzi aici în conexiune cu ascultătorii noștri. Caifi, nu e prima dată când veniți la București și probabil nici ultima oară. Vreți să deveniți român? I'm not planning to become anything. The thing is that yes, I'm glad to be here. Nu îmi planific nimic. Mă bucur să fiu aici și astăzi am descoperit că vin în România din 2012. Și încă de prima oară m-am simțit ca acasă. Deci nu e vorba de a deveni ceva, suntem deja ceea ce suntem. It's not a question to become something, we are already what we are. World citizens, cetățeni ai acestei lumi. Yeah. And for a world citizen like pentru un cetățean al lumii ca dumneavoastră, spuneați că a venit la București ca și cum ați venit acasă. Ce vreți să spuneți? I don't really know, is the feeling that every time that I'm coming from nu știu exact. E acel sentiment. E confortabil să fiu aici. E ușor să mă conectez, la fel și să răspund. Oricum, suntem balcanici și românii și grecii, deci nu e o diferență mare de cultură. Avem același umor, mâncăm același gen de mâncare, suntem aceiași oameni nebuni. We're the same crazy people. Well, now you came to Romania for one of your programs. You are these days in Bucharest. What are you doing in Romania? When you're coming to Romania, acum ați venit în România pentru unul dintre programele dumneavoastră. Veți fi la București în aceste zile. Ce faceți în România? Am văzut programul dumneavoastră anul trecut, Die Before You Die, și știu că l-ați făcut deja de ani buni la București. Cum vi se pare Bucureștiul și oamenii de aici? Ați zis că românii sunt ca grecii. Ați călătorit mult în întreaga lume. Cum vă simțiți în România? This feeling of being in Romania. Yes, I mean Bucharest find me. This is how it usually happen. So actually what I'm doing is Bucureștiul m-a găsit. Asta se întâmplă de obicei. Deci ce fac de fapt e să răspund invitațiilor care vin către mine. Nu la toate, dar România a început cu invitații. Am fost un experiment și acum e deja în agenda mea. Încerc să limitez pe cât posibil călătorile în ultimii ani și România va rămâne unul dintre principalele locuri în care îmi ofer munca mea. The last years and Romania will stay one of my main place to share, to work. Zbor deasupra unui cuib de căuci cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. I know some things about your life which is very very știu câteva lucruri despre viața dumneavoastră care este foarte complexă. Ne-ați spus la un moment dat că în tinerețe ați fost ca un fel de vulcan, ați fost dependent de droguri pentru ceva vreme, ați fost în iad, iadul minții, al inimii, al corpului. Există o cale de a trece din iad în paradis și dacă e, cum ați făcut-o? To paradise? If yes, how did you do it? You really go for it. Okay. Deci chiar vrei asta?
Ok, iadul și paradisul, așa cum am descoperit eu, sunt doar stări ale minții. Adică experimentăm aici iadul, experimentăm aici paradisul. Care era întrebarea ta? What was your question? Is there a way to get from Există o cale de a ieși din iad spre paradis? Yes, okay. So we have a chance because of a state of mind. So everything is about shifting. Da, deci avem o șansă, pentru că sunt stări ale minții. Deci totul stă în trecere. Nu sunt sigur în ce fel se întâmplă asta. Nu sunt sigur dacă am făcut-o sau s-a întâmplat de la sine. Dar am reușit să rămân prezent în experiență, indiferent de ce experiență e vorba în viață. Să rămân prezent în iadul meu și să nu încerc să evadez sau să levit. Adică am încercat mult, dar nu funcționează. Adică atunci când nu renunț, am întotdeauna această posibilitate ca trecerea să se întâmple. Am posibilitatea de a deveni trecerea în sine. I have always the possibilities for the shifting to happen. I have the possibility for to become the shifting itself. People, any of us, I think, we are really afraid. Oamenii, oricine de fapt se teme de lucrurile rele care ni se pot întâmpla. Și am văzut că atunci când ceva de genul ăsta ni se întâmplă, ne luptăm cu situația. Dar făcând așa, o amplificăm de fapt. You reinforce it, in fact. Yes. Da. And it was very difficult for me and you helped me a lot with your meditation, in fact. A fost foarte dificil pentru mine și m-ați ajutat mult cu programele dumneavoastră de meditație. Mi-a fost greu să înțeleg că trebuie să accept ceea ce mi se întâmplă, să văd ce mi se întâmplă și apoi să aștept, să fac ceva poate, să schimb ceva, dar nu să mă lupt cu ceea ce mi se întâmplă. What's happening to me? Yes. Da. How did you discover all these? Cum ați descoperit toate aceste lucruri care sună atât de bine? Cum ați înțeles? How did you get it? I'm not really sure how did I get it. Anyway, I was always a very strange kind of child since very, very young. Nu sunt sigur de modul în care am ajuns să înțeleg. Oricum, am fost întotdeauna un copil ciudat, încă de la o vârstă fragedă. Cum am avut, de exemplu, acest sentiment că toată lumea mă minte. Nu toată lumea, dar am avut sentimentul puternic cum că oamenii nu împărtășesc adevărul cu mine, că ascund lucruri de mine, familia, profesorii, prietenii. Știu astăzi că nu am făcut-o din adins, dar că au făcut ceea ce au putut mai bine în punctul respectiv. The best that they could do at that point. How I discovered cum am descoperit? Mi-am permis să îmi experimentez viața 100%, la fiecare nivel. Așa cum ai spus, a fost și mi-am trăit viața pe muchie de cuțit, într-o manieră extremă. Am luat droguri într-o manieră extremă, am fost extrem și când nu am luat droguri. Am fost întotdeauna de la o extremă la alta. Deci procesul vieții mele a început încet, încet să fie conectat cu ceea ce exista între extreme. Și totul s-a schimbat la finalul anilor 90. Slowly, slowly to start experience what is in between of the edges. And everything. În 98, cred că eram în sudul insulei Creta, într-un loc numit Suia, care era unul dintre locurile mele preferate și eram foarte dezamăgit și pregătit să renunț la viață. Mă simțeam foarte epuizat, cu și de mine însumi. Și stând prezent în așa ceva, s-a schimbat. Ceva cu adevărat s-a întâmplat. Ce nu pot explica. Vocea mea interioară și toate gândurile pe care le aveam în viață și care erau întotdeauna negative și care mă împingeau spre autodistrugere. Something happened. Something really happened that I cannot explain it, but my nu știu, a fost un punct în care într-o bună zi s-au schimbat. That was always negative and always they were pushing to destroy myself. It was a point that one day they changed. Ați simțit că ați atins o limită și atunci ați descoperit ceva diferit despre dumneavoastră? Yeah, I mean the limits, I discovered that there is no really. Am descoperit că nu există limite cu adevărat. Ajungi la o limită și apoi o altă limită. Există întotdeauna straturi diferite de energie. In fact, de fapt, limita e în mintea noastră. Everything is in our mind. So da, totul e mintea noastră. Deci nu știu exact cum s-a întâmplat, pentru că acum totul pare foarte ușor. Adică pare că și atunci totul s-a întâmplat ușor, dar știu că nu a fost așa. Back then that everything happened very easy and smoothly, but I know that it was not like this. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. Da.
first program I did in Osho Afros was This Die Before You Die. The most funny thing is that I was not the primul program pe care l-am urmat în Osho Afros a fost acest Die Before You Die. Partea hazlie este că nu eu am ales programul acesta. Prietenul cu care am fost l-a ales și, de fapt, experiența mea de atunci a fost cea care m-a făcut să-mi doresc să împărtășesc cu ceilalți, prieteni, studenții școlii, cu toți cei care au vrut să se reconecteze, să-și reamintească. Deci asta s-a întâmplat. The students of the coaching school, with everybody who wants to reconnect, to remember. So, apoi am dezvoltat alte proiecte și ne-am întâlnit pe nivele diferite în ceea ce Caifi împărtășește cu ceilalți. And we met on different levels in this work he's sharing. Și acum avem acest program de coaching împreună care se numește which is called being coached. Yes. Being coached. Yes. So in a way Caifi is involved. Deci într-un fel Caifi este implicat în școala de coaching românească One to Coach. Există o legătură între coaching și meditație? A link. We are the link. Noi suntem legătura. Yes. We are the link. As I was sharing last time when I was here in our da, meeting. Noi suntem legătura, așa meditation cum am împărtășit data trecută când am fost aici. Meditația a fost lucrul pe care l-am simțit întotdeauna că lipsește din programul de coaching pe care eu l-am urmat când m-am format în coaching. Deci asta m-a făcut să caut mai departe să devin un coach. Search further to am simțit că lipsește ceva și am urmat cursul. Apoi am realizat că acest program de coaching fără meditație și fără mindfulness este cumva incomplet. Meditation and without mindfulness it's somehow incomplete. So it could be the difference you make with your school in, let's say on the Romanian market because you poate fi diferența pe care o faceți cu școala de coaching pe piața românească. Există deja școli bune în București, dar diferența e că aduceți meditația în procesul de a învăța să devii coach. Learning to be a coach. How is it for you from your perspective, Caifi? Cum e din perspectiva lui Caifi? Există loc pentru meditație în procesul de coaching? Sunt mulți români care vor să devină coach și vor veni la școala dumneavoastră. Care e locul pe care meditația îl poate ocupa în acest training de coaching? Meditation can get in this coaching training. Meditation is one of the most natural things, let's say. I don't know how really to call it. I mean, there is a lot of misunderstanding about meditation and also meditația este unul dintre cele mai naturale lucruri, să zicem, to communicate. Nu știu exact cum să-i spun. People, when they listen există multe neînțelegeri în meditation, meditația, pentru că folosim acest nume ca să comunicăm. Adică oamenii când aud cuvântul meditație, cred că trebuie să facă ceva, că trebuie să închidă ochii, să fie în tăcere, să cânt mantre, orice. Și astea sunt așa zisele tehnici de meditație. Deci e diferit să spui meditație sau o meditație. Meditația este dreptul nostru de naștere. Meditația este viața însăși. Meditația is our birthright. Când se face meditation trecerea în minte itself. De la iad la paradis. Meditation is every time that we the shifting from hell. Meditația este spațiul în care sunt aici cu tine și cu Lila în fața microfonului să vorbesc și să ascult și să experimentez ceea ce se întâmplă cu adevărat. Și nu e dificil, doar că mintea nu e antrenată să o facă. Deci în acest sens meditația poate face diferența între toate nivelurile. And it's not difficult. It's something that the mind is not coaching-ul este o tehnică foarte puternică, e o tehnică foarte frumoasă și are, de fapt, multă teorie despre mindfulness, ceea ce vrem să facem acum. Este să o aducem la nivelul practic, să o aducem la viață. And actually, it has a lot of theory about mindfulness. What we want to do now is este frumos ca atunci când ești coach și ești în fața cuiva să fii în stare, să fii prezent și să asculți și să primești pentru a putea sprijini cu adevărat pe altcineva. You can be present and listen and receive in order to support somebody else. Yeah, it's the key word in da, este cuvântul cheie în procesul de coaching. Să fii prezent sună ușor, dar nu e.
Easy. Sună și... Și nu e deloc, doar să fii în fața cuiva și să-l asculți. Am trăit-o pe pielea mea. E dificil să te pui în poziția asta, doar să-l asculți pe celălalt, să fii prezent pentru el. Just stay and listen to the other and be present there for him. The art of listening is a meditation. Because the most of the time, arta ascultării este o meditație, pentru că în majoritatea cazurilor, când ascultăm pe cineva, ori judecăm ce auzim, ori ne identificăm cu ce auzim, ori pregătim deja ce vrem să spunem, deci de fapt nu ascultăm. It's during the meditation I discovered that meditation is kind of a listening to yourself. În timpul meditației am descoperit că meditația e un fel de a te asculta pe tine însuți. Cel puțin am simțit că mă ascultam și era ceva nou pentru mine. Și am descoperit că pentru a asculta pe cineva am nevoie în primul rând să mă ascult pe mine, să-mi ascult vocea interioară. Și am descoperit multe lucruri în interiorul meu de care nu eram conștient. Aware of it. Yes. Yeah, that can be important or not important at the same time. But da, poate fi important sau nu în același timp, dar folosind această tehnică, arta de a asculta, experimentăm pe lângă a ne asculta pe noi înșine și pauzele. Putem experimenta tăcerea care există în jurul nostru, pentru că în ce fel separăm sunetele? Pentru că suntem înconjurați de tăcere. Așa putem separa sunetul vocii de sunetul mașinii, a vântului, a ploii, a naturii, etc. Și tăcerea este ceea ce creează spațiul pentru totalitate și integralitate. Deci ideea nu e să ne ascultăm, ci să învățăm să ascultăm și să ne relaxăm în ceea ce se întâmplă. So the point is not really to listen ourselves, but to learn to listen and to rest in whatever is happening. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. I have been myself part of a program in Osho Afro's meditation. Am luat și eu parte la programul de meditație din Osho Afro's denumit Born Again. Erau mulți oameni din multe țări. Pot spune că am fost uimit de numărul mare de români pe care i-am întâlnit acolo. Ce credeți despre asta, Caifi? What I should think? Ce ar trebui să cred? I personally was a bit shocked to see. Personal am fost șocat să văd atât de mulți români acolo în Lesbos. It's just very practical. I think people they trust Olga because Olga is a very strong link between Afros and Romania. Este doar foarte practic. Cred că oamenii au încredere în Olga pentru că Olga este o verigă foarte puternică între Afros și România și de asemenea tot ceea ce se întâmplă aici. Itself is really made to support the experience of meditation. So, de fapt, întotdeauna invităm oamenii să vină în Afros pentru că locul în sine este făcut să sprijine experiența meditației. Deci putem avea o seară de meditație aici în București sau putem avea un curs pentru că oamenii, ca oamenii să aibă experiență. Dar ce se întâmplă când merg acasă este foarte ușor de uitat. Pentru că mintea separă lucrurile. Spune, ok, merg și fac ceva și apoi mă întorc la viața mea normală. Dar asta nu e adevărat. Și locul din Lesbos este făcut să te sprijine să experimentezi în interiorul sării de curs sau afară, în timpul mesei de prânz sau cina, pe plaje sau pe munte, sau în întâlniri avute cu ceilalți, să experimentezi meditația tot timpul. Meeting people to have this space of meditation. Tot timpul nu e posibil, însă e ceva ce poți gusta, este ușor de gustat. Deci încet, încet, cu cât stai acolo mai mult, cu atât înțelegi că meditația nu e despre a face, nu e despre a merge apoi la viața normală, dar e ceva ce a fost mereu aici, ceva ce e mereu aici. Going after back in your normal life, but it's something. Deci, meditația e mult mai mult reamintire și Afros este unul dintre cele mai frumoase locuri care sprijină acest spațiu. And Afros is one of the most beautiful places to support this space. Yeah, I think you saw a lot of places, meditation centers. Bănuiesc că ați văzut multe locuri, centre de meditație din lume, însă întotdeauna ați afirmat că Afros este un loc special. Ce e atât de special acolo? Why is it so special? I don't know why it's so special. I'm always choose to go back there.
Like it's around 10 years already that I nu știu de ce e atât de special, doar că aleg întotdeauna să mă întorc acolo. Sunt deja aproape 10 ani de când mi-am adus întreaga viață acolo. Cât timp sunt în Grecia, sunt acolo în Afros. Am închiriat o casă chiar lângă Afros. Nu am alt loc în Grecia. The place is close, like, and I have to go back for the winter for a few months, like I go there. Chiar și când centrul e închis și mă întorc pe perioada ienii pentru câteva luni, merg acolo. Fiul meu crește acolo. E locul în care am petrecut iarna trecută 3 luni în Bali și mi-era dor să mă întorc în Afros. Și mă simțeam atât de norocos pentru că aveam sentimentul că plec dintr-un paradis în paradis. I had the feeling that I'm moving from a paradise to the paradise. Nu știu, e un loc care sprijină inima mea să continue să vibreze. Supports my heart. Keep on vibrating. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. Cafe Fighter. Caifi, dacă le spun celor din jurul meu să intre în contact cu meditația, cei mai mulți dintre ei spun că nu au timp pentru așa ceva. Este meditația un lux? Pare un lux. It sounds like kind of a luxury when you talk to me. It's like kind of a luxury. I don't... Yes. Is a lot of fashion also about meditation the last years. And... I have this the feeling that it became even a fashion because sooner or later everything. Da, este la mare modă meditația în ultimii ani și am sentimentul că a devenit o modă, pentru că mai devreme sau mai târziu fiecare ființă umană de pe planeta asta va veni în contact cu asta, sau cel puțin va avea oportunitatea să vină în contact. To survive for your life, I mean, if you don't have to eat or to sleep, I mean, your meditation is to survive. Ideea e că dacă ești la limita supraviețuirii, adică dacă nu ai ce să mănânci sau unde să dormi, ce vreau să spun e că meditația ta este să supraviețuiești. Prioritățile tale sunt să îi dai vieții în sine o șansă. În primul rând, trebuie să fii în viața, să te simți într-un fel complet ca să te poți mișca în direcția meditației. Dar asta nu e despre lux. Este cel mai practic lucru că meditația nu are nicio legătură cu religie. E pentru toată lumea. Poți fi creștin sau musulman sau budist, orice ateist și tot poți medita. Whatever or atheist and you can join meditation, so meditation is not. Deci meditația nu e mișcare, o religie, nu e un loc în care să mergi și cineva te ajută să găsești un job sau mâncare. Și în ceea ce privește această scuză că nu avem timp, așa e. Mintea nu are timp pentru asemenea lucru. Când ne îndreptăm spre meditație, mintea primește sentimentul că pierde controlul și ea vrea să fie stăpânul întotdeauna. E vocea aia care se îndoiește de absolut tot sau care ne spune să ne mișcăm, să ne oprim sau în ce direcție. Și de cele mai multe ori această voce nu e una singură, sunt mai multe, 2, 3, 10, 20. Deci da, meditația are nevoie de un angajament dincolo de mod. Moda o putem folosi ca motivație, pentru că poate cineva merge să mediteze, pentru că un prieten sau iubitul, iubita l-au adus, sau... Dar să fii și să rămâi este un proces individual și de fapt trăiești calitatea de a fi singur. To be there and stay and continue is an individual process and actually you experience also the quality to be really alone there. Can you tell me something more about your? Ne puteți spune mai multe despre programele dumneavoastră de meditație, Die Before You Die și Born Again? Despre ce e vorba și ce alte programe mai oferiți? Are you doing? The titles can be different, but actually the quality is always the same. Except of this trademarks work that I really love and trust that they are created by Osho, that is the titlurile pot fi diferite, însă calitatea e aceeași. În afară de aceste procese, marca înregistrată cu care lucrez și care sunt create de Osho, cum ai zis, Osho Born Again, Osho No Mind, Osho Mystic Rose, sunt așa numitele terapii meditative Osho și sunt unele dintre cele mai avansate tehnici disponibile în acest moment. Pentru mine este un upgrade la meditație,
de care avem nevoie și pe care le merităm. Și pentru că ce se întâmplă în cazul lor e că nu avem nevoie de un mijlocitor. Tu, ca și participant, și asta din proprie experiență, prin participarea la aceste procese devii terapeut și client în același timp. Deci ai toată responsabilitatea ca să realizezi ce se întâmplă în viața ta și în mâinile tale, cum o folosești sau nu, această experiență. Și nu e nimeni acolo care să te împingă sau să te oprească sau să interfereze cu tine. Yes, we talk about the Die Before You Die. I love to work with death, and also, I mean, the next stop is in Istanbul. Da, vorbim de Die Before You Die. Iubesc să lucrez cu moartea, iar următoarea oprire este în Istanbul și se numește Death is Flowering. Și pentru că moartea e foarte... Am o relație bună cu ea în viața mea. Moartea este însăși viața. S-a descoperit că teama de moarte este de fapt teama de viață. Cu cât mi-e mai frică să mor, cu atât mai mult mi-e frică să trăiesc. Deci îmi limitez experiența, îmi limitez viața și dacă mi-e teamă să trăiesc, stau în casă, în fața televizorului, mâncând pizza și bând Coca-Cola, simțind că ăla e cel mai sigur loc de pe planetă. Death for me, it brings, it supports the mind, it supports my system to feel that I don't have. Moartea pentru mine sprijină mintea, sistemul, să simtă că nu am timp de amânări. Elimină tot simțul timpului despre trecut, viitor, prezent. Tot. Pentru că moartea se poate întâmpla oricând și se va întâmpla pentru noi toți. Nu o putem evita. Și moartea nu e finalul. Sau o poți vedea ca pe final sau ca pe începutul unei alte călătorii de care nu avem nicio idee acum. Și îmi place exemplul ăsta care e folosit de mulți mistici și care spune că 1000 de ani înainte să devină fluture are experiența morții. Nu are idee că va deveni fluture. Omida moare și apoi dă viața acestui fluture grozav. E ceva similar întotdeauna. Like the caterpillar is dying and then is give birth to this amazing butterfly. Yeah? So it's something similar always. Very nice image. Kaifi, you are planning to come back to Romania, maybe? Frumoasă imagine. Kaifi, aveți de gând să reveniți în România. Pentru cei interesați să vă întâlnească sau să lucreze cu dumneavoastră, ce sugerați? Sau poate Olga ne poate da ceva informații despre următoarele vizite pe care le veți face în România. Next spring we don't set. În primăvară nu am stabilit încă datele. We have the coaching training we start actually today. So avem trainingul de coaching pe care îl începem de fapt astăzi. Astăzi începem cu prima parte a trainingului și în primăvară vom avea a doua parte a trainingului. We have another plans which right now. Avem de asemenea și alte planuri pe care în prezent le discutăm și în curând vom fi în măsură să le anunțăm. Vor fi și pe pagina noastră de internet și toată lumea le poate vedea acolo. Website, everybody will be able to see them. Ok, alte de adreses for. Ok, voi menționa adresa site-ului. Last question, there are people listening to us who maybe want to make a change in their life. Ultima întrebare, sunt oameni care ne ascultă și care poate vor să facă o schimbare în viețile lor. Ce sfat le-ați da? To the people that they want to make a change in their life. Just to allow the change to happen. Celor care vor să facă o schimbare. Doar să permită schimbării să aibă loc, pentru că nu putem face nicio schimbare, nu putem face nimic. A face e doar o iluzie. Ce pot face e să-mi iau mașina, să merg la întâlniri, dar cele mai importante părți din viața nu sunt în mâinile mele. Iar schimbarea este însăși natura vieții. Totul se schimbă permanent. Pornim din copilărie, creștem, deci dacă vrei să-ți schimbi viața, doar permite-i să se întâmple. So if you want to change your life, just allow it to happen. Doamna Oltan, domnule Kaifi, vă mulțumim că ne-ați fost alături în studioul RFI România. Dragi ascultători, ați ascultat pe Kaifi, o referință mondială în arta de a medita. Alături de el s-a aflat Olga Oltan, fondatoarea școlii de coaching One to Coach. Mai multe despre ei puteți afla la adresa www.12coach.ro sau www.oshoafros.ro. Vă aștept vinerea viitoare de la 1:30 la 2, deci oshoafros.com.
Vă aștept vinerea viitoare, deci de la 1 și jumătate la 2. Să auzim de bine și opriți-vă puțin ca să aflați unde mergeți. Randevu despre învăț și dezvăț în dale vieții. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.